Are vreo legătură o eventuală venire a lui Rotariu la Hermannstadt cu acest transfer al lui Baba Al-Hassan la FCSB? Nu are nicio legătură. Nu intră în discuție a transferului pe care l-am făcut. Noi ni dorim și pe Rotariu și pe Radaslavescu. Da. Dar, așa cum este normal, vom vorbi cu ei doar după meciul pe care l-avem mâine. Deci sunteți interesat și de Roti și de Radaslavescu, dacă s-o putea împrumut? Împrumut cu opțiune, vom vedea. Nu am discutat detalii, pentru că nu mi s-a părut normal. Dani, zi-ne și nouă, te rog frumos, istoria venirii lui Murgia, care este un jucător mult peste nivelul campionatului din România, un jucător cu un CV extraordinar pentru România. Când are Lazio în CV. Are Lazio, a jucat cu Steaua cu FCSB atunci când a dat Budescu gol, acum vreo 5-6 ani. Deci eu am clipit des când am văzut că zic, Murgia, sunt 1000 de Murgia. Când voi știți că ăsta care a fost pe la Lazio, a jucat la Spal la Lazio în Serie A, la Spal în Serie A, Italia Under 21, mi se pare că au ieșit și campioni europeni. Cum l-a adus pe Murgia? Cum de-a ajuns băiatul ăsta la Sibiu? Mai avem și noi relații. Chiar și prin Italia. Păi o să avea, da. Nici dacă era frate meu, nu-l aduceam. Adică, într-adevăr, este un jucător foarte, foarte bun. A jucat mai puțin, dar eu cred că va crește foarte mult și va ajunge, nu știu dacă la forma pe care o avea la 20 de ani atunci când era considerat în primii trei jucători tineri talentați din Italia, dar noi sperăm să îl aducem în cea mai bună formă. Vom vedea la afară, avem opțiune de transfer, posibilitatea să prelungim cu el, dar așteptăm până la vară. Daniel Paraschiv continuă și din iarnă sau încă nu sunt clare treburile cu el? Nu avem nicio ofertă concretă pentru Daniel Paraschiv. Nici din Superliga, ce se specula, FCSB Rapid, nici de afară. Nu, nici de afară. Sunt discuții, sunt atonori, dar nu avem nicio ofertă concretă. Dani, spune-ne și tu ce părere ai, te rog, de inițiativa lui Răzvan Burleanu ca 5 jucători români să fie permanent în teren de în sezonul următor. Este bine pentru fotbalul românesc, dar în același timp sunt echipe și sunt antrenori care își doresc să rămână la echipele respective. Iar noi ca și club să impunem antrenorului, nu, trebuie neapărat să bagi 5 jucători crescuți la nivel național. Pe el, pe antrenor, doar rezultatele îl țin. Corect. Așa că e o discuție mai amplă și dacă vreți, discutăm și despre asta într-o emisiune. E mai normal. E o emisiune de făcut pe subiectul ăsta. Este. Uite, un punct de vedere nou la care noi nu ne-am gândit. Conducerea îi spune, bă, bagă-i pe ăștia, ca să luăm și noi milionul ăla. Nu spune conducerea, bagă-i pe ăștia. Trebuie să-i aduce că 7-8 și se aducă, da. Iar el zice, păi bun, eu joc cu ce am, cu formați, pierd 2 meciuri, mă dai afară. Da. Păi sigur că da. Transferă șchiopi sau orbi? Nu, dar ăștia sunt, adică ai altul mai bun și îl bag pe... Am un străin bun și eu nu-l bag ca să-l bag pe românul format la nivel național să îngrași clubul. Eu sunt antrenor din Burkina și am venit în România. Dani, te ascultăm. Că vrei să spui ceva și... Nu, asta voiam să spun. Că e o discuție amplă, o discuție pe care ar trebui să o avem într-o emisiune și atunci aș putea să vă spun părerea mea concretă. Spune-mi, te rog, pe final, dacă tu consideri că sau vezi situația de la Rapid ca fiind o situație de criză. Mi-e greu să vorbesc despre Rapid. Nu cunosc exact ceea ce se întâmplă acolo, dar putem discuta că nu sunt rezultatele pe care le așteptau atât conducătorii cât și jucătorii. Dar n-ar fi corect să vorbesc eu despre ei. Da, corect. Dar te întreb chiar ultima întrebare. Cum îți sună varianta Coma Măldrășanu la Rapid din ianuarie?
Dani Coman se simte bine la Sibiu. Și Moldă, Moldă nu? Și Moldă se simte foarte bine, dar nu pot decide eu în locul lui Moldă. Eu mi-aș dori să rămână cât mai mult timp la Sibiu. E un antrenor bun, un antrenor cu care am făcut performanță încă de când a venit la Sibiu, dar nu pot vorbi eu în numele lui și nici nu pot decide. Da, corect, corect, corect. Oricum, sfatul meu este să încerci oricum să cauți variantă în caz că se întâmplă ceva, mai ales că Măldărășanu are și acea clauză de care știm. E adevărat, dar eu sper să rămână la Sibiu. Da, mulțumim mult de tot, baftă mult mâine seară, Doamne, pe Arena Națională și Doamne, să ne auzim sănătoși. Salut, sănătate. Salut, baftă. Dani Coman în direct aici cu noi la Fanatic Superliga cu foarte, foarte multe informații interesante despre transferul lui Baba Al-Hassan la FCSB. Eu cred că nu va juca mâine seară în acest meci. Și apropo de FCSB... Eu cred că e accidentat în continuare. Apropo de FCSB... Așa a... orice discuție. Băi, și... Da. La revedere. Corect.